Începem astăzi cu povestea unei fetițe de 9 ani din Strășeni, care trăiește exilată într-o lume a tăcerii. O boală grea i-a luat auzul încă de când avea un an. De atunci însă liniștea părinților săi s-a prăbușit. Ca să aibă șansa la o viață normală, fetița are nevoie de un implant care ar putea fi făcut la Iași cu 25.000 de euro. Părinții, oameni simpli care se spetesc pentru o bucată de pâine, s-au văzut nevoiți să pună casa în gaj și să iau un credit. Dar banii nu sunt suficienți. Și cum necazurile se țin lanț. Acum câteva zile, tatăl ei, care muncea la Moscova, a rămas fără un loc de muncă. Întâmplarea a făcut să ajungem acasă la Gabriela tocmai de ziua ei, iar prima scenă pe care am surprins-o îți rupe inima. Urări de bine, aplauze, tradiționalul cântecel, toate se pierd pentru ea într-o liniște care pare fără sfârșit. Să crești mare, fericită, să auzi, să o iubești pe mame, bine? Iar pentru părinții săi e o zi în care mai numără un an de nopți nedormite și de lacrimi ascunse. La vârsta ei din 9 ani și ori nu poate exprima nici ce exprimă un copil de un an. Micuța n-a auzit niciodată în viață un la mulți ani adevărat și a pierdut auzul încă de când avea 9 luni, după ce a suferit de meningită. Atunci toată fericirea familiei sale s-a ruinat. Eu am început a plânge în coridoarele acelea. Îmi părea că se prăbușește lumea împreună cu mine. Părinții au încercat disperat să-i poată oferi o viață normală. I-au cumpărat aparate de 10.000 de lei, dar nu au rezolvat problema. Nani, buișor. Seara eu încerc să-i mai fredonesc câte un cântic. Mă iau lacrime, ea mă întreabă, ce-i cu mine, de ce plâng, cum să-i lăburesc? Dar Gabriela citește pe buzele mamei cântecul, la fel cum a învățat să citească necazul din ochii ei. Se străduie să-i aline durerea cum știe ea mai bine. Cine e? Asta cine? Dar bine, nene. Și de aceea e tot timpul veselă. Chiar dacă pe strada ei toți copiii o evită și mai tot timpul singură, are doar o prietenă. Nu mai am înțeles. Sunt tristă că mama pește hotare totdeauna și vin la ea și mai... Îi spun prin sine și întotdeauna mă jalește. Acasă, Gabriela nu stă decât 2 zile pe săptămână. În rest, e nevoită să meargă la școala internat specială. Eu nu văd copilul meu o săptămână. Eu nu știu, a mâncat, s-a culcat, s-a dezvelit, e frig, e cald. Înțelegi? Asta e o durere strașnică. Aici învață alături de alți copii să-și accepte soarta. Gabriela, voi sami videli, că девушка очень старательная. Любит ходить на эти занятия. Și fiecare sunet spus corect înseamnă o muncă enormă, dar nu se dă bătută. Câți ani ai? Dar în fiecare săptămână acel crud aparat de măsurat auzul le reamintește părinților că la Gabriela e o deficiență de auz severă, undeva o pierdere de auz la 90 decibeli. Aude doar zgomotele puternice și doar prin aparat auditiv. Părinții Gabrielei sunt hotărâți să o ajute să-și recapete auzul, așa că au găsit la Iași o clinică ce i-ar putea face un implant. Operația costă însă 25.000 de euro. Disperați că nu au astfel de sumă, oamenii au pus casa în gaj și au luat un credit. Dar mai au nevoie de 10.000 de euro. Am intrat în datorii enorme. Am cheltuit până la ultima copeică să o vedem în rând și nici de cum nu ne putem urca pe malul ăsta. Mama lucrează vânzătoare, iar tatăl, fost polițist, se angajase în construcții la Moscova. Necaz după necaz însă, s-a întors acasă pentru că nu are de lucru. Fratele mai mare al Gabrielei, care e în clasa 12-a, se spetește și el într-un bar din Strășeni. Până la 12-1 lucrez. Încerc să fac tot posibil să se simtă și ea bine. Ceea ce v-am spus acum în limbajul gesturilor înseamnă că Gabriela are nevoie de noi, de fiecare dintre noi. Ea are multe lucruri de povestit și ar vrea și ea să ne audă pe noi. Dar pentru asta, haideți mai întâi să-i dăm mâna și să o scoatem din această liniște apăsătoare în care trăiește.